completely different. Bună seara și bine v-am găsit la meciul 4 al zilei, meciul 2 între, nu, meciul 5 al zilei, mă scuzați, primul meci între Navi și Mousesports. Am intrat mai târziu în draft ca să nu prindem prea multă plictiseală aici până s-au făcut primele picuri și banuri, așa că vom analiza ce s-a întâmplat până acum. Respect ban din partea celor de la Mousesports, cenului Papi a fost scos din joc și eu probabil jucat de Kurokai foarte bine și de Papi joacă într-adevăr bine. Eu nu vreau să lase, nu a trecut eu astăzi cam nici într-un joc. Natu Vicere banează Batrider și Nyx, doi eroi foarte puternici la momentul ăsta. Și vedem, pentru prima dată apucă să treacă Autol Devourer de prima fază și am venit și eu de la Mouse. Da. Am venit și eu, știu că v-a fost doar de mine. Da, Outworld Devourer, sunt atât de fericită. Plec și eu puțin și când mă întorc se întâmplă lucruri frumoase. Mă bucur că e acest Outworld Devourer care a trecut, să-l vedem pe fata ce face cu el. Alchemist să fie, cred că o să fie Black Alchemist, clasic și frumos. Ca de obicei, nu i-am văzut pe aici, am spus jucând Alchemist suport până acum și nici nu cred că e o chestie pe care ar vrea să o facă. Poate vor să iau o mișcare din cartea celor de la Navi, că ei joacă Alchemist. De cele mai multe ori Papil joacă suport, nu l-am mai văzut de mult pe Havo jucându-l carry, au schimbat chestia asta acum câteva luni. Momentan știm doar că Outworld Devourer va fi mid. Știm că Kurokai va fi pe visaj, joacă un visaj extraordinar. Aș vrea să-l văd iară pe Rubik, dar e bine și pe visaj, se descurcă. Fanic probabil va fi pe Darkseer, se va duce pe offlane. Da, foarte posibil. Mousesports ce au făcut astăzi? Au făcut un 1-1 până acum, mi se pare, cu Zenith. Au făcut un 1-1 cu Zenith, au reușit să-i bată când cei de la Zenith au luat Bloodseeker, că tot spuneam mai devreme, pare nu... E o reușită, da. Da, într-adevăr, e o reușită pentru Mousesports, mai ales că au venit cu șansa a doua aici, având în vedere faptul că ei au venit din qualifiere, au reușit să câștige qualifierul, într-adevăr. Dar e destul de greu pentru ei, sunt un fel de underdogs, așa, și încearcă să se afirme la momentul actual. Au bănat și Jakiro, uite că e un erou pe care Navi îl preferă. Da, e un erou pe care Papi îl joacă foarte des în combinația cu Darkseer, destul de periculos, e un vacuum în Icepath și poate fi destul de nasol.
Într-adevăr, Mousesports vine aici cu șansa a doua, dar au jucători importanti. Sinderen a fost de la primul internațional, a fost și anul trecut, un capitan bun, are niște idei destul de interesante, face niște drafturi destul de bune. Black, de asemenea, Farmer, dar ceilalți jucători sunt destul de noi. Kjocva are vreo 17 ani, e un puștulache, n-a putut să meargă la ESL, a avut treabă cu școala, deci... E bine, noul val care vine acum din urmă, așa sunt jucătorii talentați, tineri, așa cum eram și noi, dar mai puțin talentați, doar tineri. L-avem pe Weaver aici pentru Navi. Dacă se duce Dark Seer-ul la offlane, probabil va fi un Weaver, eu știu, Farmer. Ar De putea să ce nu? joace Havos pe Weaver. Nu cred că l-am mai văzut de curând pe Havos jucând Weaver, dar De ce nu e Navi un cred că carry bun? s-au supărat după acel 2-0 cu Fnatic, vor și ei să mai schimbe câte ceva, poate au niște strategii speciale, au niște idei în cap pe care vor să le încerce. Da, adevărul e că Mousesports, Fnatic, Navi, astea sunt echipe care se cunosc, echipe care au jucat între ele foarte mult timp în tot felul de cupe, tot felul de competiții, pentru că scena europeană abundă de toate chestiile astea și vă dați seama că se cunosc, știu fiecare cam cum joacă și de asta probabil vor și să scoată iepurele din pălărie. Vedem aici un Londruid pentru Navi. Ciudat, ciudat, Londruidul ăsta deja au foarte mulți core Natus Vicere și au dat pe față cărțile. Da, Interesant de văzut e cum vor interesant. juca. Nu prea i-am văzut jucând în formula asta. Nu știu cum vor lua eroi, cum va juca fiecare ce va juca. Poate va juca Papi Visage, cred că se descurcă pe Visage, totuși Papi e destul de bun la micro. Și în E cazul bine, e ăsta bine. să se mute Kurokai pe Mie support. îmi place adrenalina, îmi place surpriza. Nu, nici n-aș vrea să știu dinainte tot ce se întâmplă în meci. E bine așa să fim și noi surprinși din când în când de o tactică. Deci de asta sper că Navi se vor descurca în acest meci cu picurile pe care le-au făcut, care au la urma urmei au sinergie, dar sunt mai neconvenționale pentru ei. Că, na, mai sunt echipe care joacă Weaver, mai sunt echipe care joacă Londruid, Navi, în schimb, nu prea des. Cred că sunt destul de surprinși și cei de la Mousesports. Rămâne de văzut ce va juca Dendi împotriva lui Auto Devourer mid. Ar fi bun Londruid în acela mid, dar în cazul ăsta Dendi trebuie să-și mute poziția, fiindcă nu l-am văzut jucând Londruid. Poate, eu știu, a exersat în ultima vreme, În secret. poate chiar știe, poate chiar îl controlează foarte bine. Dacă nu, poate avem un noroc și îl vedem pe Dendi jucând un Pudge, ceva, pe un lane. Da, ar fi chiar frumos. Ar fi tare totuși să-și fi făcut Dendi ceva nou cont de Steam și să joace acolo Doar Londruid. doar Londruid, să aibă 500 de meciuri cu Londruid la rând și să nu știe nimeni că a fost Dendi, să creadă că a fost Admiral Bulldog sau ceva. Uite, un Enchantress. Da, e un erou ok pentru pădurit. Și Îl acum pot... probabil vor juca Alchemist Cherry, cel mai probabil deja se văd cei doi Da, jucători, Enchantress nu... și Rubick. Mai au de luat un offlaner cei de la Mousesports, cel mai probabil. Navi deja probabil vor mai lua un suport, au cam puțin suport acolo, au numai Core Heroes. Joacă foarte greedy în momentul ăsta Natus Vicere. Să vedem cum se vor descurca cu atâția eroi dependenți de farm, Londruid, Weaver, Da, dar se... cred că vor lua un suport aici, da. Nu văd de ce ar mai lua încă un erou care are nevoie și de farm și așa, să vedem pe cine vor lua pe suport, de ce nu, acum că le-a fost banat Jakiro, nu știu, de ce nu un Bane, de ce există multe posibilități aici pentru Papi. Până atunci Clockwork, probabil se așteptau să aibă nevoie de ceva pentru offlane. Și într-adevăr, Mousesports au... Până au banat Enigma lui Papi, un ban foarte bun, aș spune. Ar fi fost viabil Enigma să vedem un vacuum în black hole, cum am mai văzut și la alte competiții, foarte frumos. Mai ales dacă e executat bine acolo în jurul roșanului. Earthshaker!
Și eram sigur că mă va surprinde Papi de data asta. Au fost trei banuri de ale lui Mouseports, au fost direcționate către Papi și Chenu și Jakiro și Enigma. I-au spus lui Papi, nu ai voie să joci nimic din ceea ce îți place. Așa că Papi a zis, ok, o să iau acest Earthshaker să văd cu ce răspundeți. Îmi place picul ăsta, îmi place pentru că are și sinergie cu Darkseer-ul. El îi adună și Earthshaker, le dă ultimata. Îmi place și că e genul de rău care poți să faci play-uri destul de interesante. Poți să dai fisurile alea în moduri foarte inovatoare și îmi place și fața lui, trebuie să recunosc. I-au schimbat fața lor, Shaker arată mai epic acum, are niște coarne de blană sau urechi sau ceva de genul. E destul de interesant, e furios. Broodmother! Îmi place acest draft, Mikey, îmi place acest match, sunt entuziasmată, sper că toată lumea e entuziasmată acolo. La fel de entuziasmată ca mine, nu dormiți, e un meci frumos. Coic va juca Broodmother offlane, foarte probabil, da. Dota să trăiesc. Interesant, foarte interesant ceea ce se întâmplă aici. Vom vedea pe Dendi, pe Weaver. Nu, s-a mutat Havos pe Weaver. Și într-adevăr, Dendi e pe Londrui. Ok, prezintă tu Mouseports. Ok, stai că iau pe Mouseports că tu ești fanboy și știe toată lumea, se știe bine și eu sunt fangirl Mouseports, așa că ne echilibrăm. Black va juca pe Farming Alchemist, nicio surpriză aici, a Tactical Pause, avem și noi timp să presetăm echipele. Fata va juca mid pe... Ups, are o problemă, Papi. De fapt, Dandy pe Londruid și-a dat un disconnect. Fata va juca mid pe Outworld Devourer. Coic va foarte probabil va merge offlane pe acel Broodmother, pas suport Rubick și Sindarin va merge cu Enchantress în junglă, ajutând desigur și lane-ul dacă va fi nevoie. Prezintă-i tu pe cei de la Navi. Bun, Dendi va juca Londruid, spre mirarea mea și nu știu dacă voi sunteți așa mirați, dar eu cu siguranță să miram la niciodată jucând. Havos va juca pe Weaver, după aceea avem Kuro care e aici pe Visage, Kuro care joacă Visage pe de altă parte, Papi joacă de asemenea Arshaker, care l-am mai văzut de câteva ori jucând, și Fnatic pe offlaner pe Darkseer. Rămâne acum de văzut cum vor ține lane-ul, dacă vor ține așa cu Earthshaker, Darkseer și Visage sus ofensiv. Ar putea să stea Havos singur cu Weaver-ul acela, ar putea să-l țină pe Havos într-un try lane defensiv să farmeze cât de cât. Da, momentan s-au dus cu un trenuleț acolo sus să guardeze, nu cred că o să-l prinde pe Black aici. Crezi că vor face un ofensiv? Așa pare, deci da, un ofensiv cu Weaver, cu Earthshaker și cu Visage. Weaver-ul aici, Fnatic deja pare că se duce spre bot. O să fie destul de nasol pentru Broodmother, trebuie să facă altceva cu Quenjina și ea nu se țină pe lângă Iron Shell. Da, într-adevăr va fi greu pentru Broodmother cu Iron Shell-ul și cu Paia Ingenia, va fi greu să-i controleze. Au schimbat chestia aia, animația la atacul ursului. Acum apare altfel dagger-ul ăla, apare așa într-un fum, înainte era cu un X roșu. Mie nu mi-apare. Nu ți apare? Ah, Nu mi-apare nimic. poate sunt doar eu. În orice L-au prins caz... aici pe pas, o fisură aproape bună, dar a reușit să scape. Sunt destul de agresivi cei de la Navi. Pentru început, s-au dus acolo, au intrat în ei. Să S-a vedem pus pe dacă... fata. E un line-up destul de bun aici pentru Na'Vi să joace Londrii împotriva lui Auto Devourer. Nu e dependent de Intel, Lone Druid, poate să farmeze cursul fără nicio problemă. Și probabil se va descurca Dendi fără nicio problemă, nu cred că are el probleme în a juca orice ero. Da, cred că de asta l-au și lăsat să treacă pe Outworld Devourer, un fel de na in your face, avem răspuns și pentru asta. Și foarte frumos, chiar e un matchup interesant și rămâne să vedem cum o să se descurce Fnatic aici amândoi. farmează fără probleme, level 2, Kyoshiko încearcă și el să găsească niște farm. Are puține dificultăți, are încă level 1. A luat și el un creep, pe când Fnatic are 5. Sus Havost are 7 creep, 2 deny-uri. Și aparent le merge bine ofensiv try lane-ul celor de la Na'Vi, fiindcă cei de la Mouseports
având această enchantress în pădure pe Sindarin, nu pot mișca încă aici. Așteaptă să vină Sindarin să producă niște mișcări. A venit papi, a luat aici niște farm, 100 gold. Da, a venit destul de bine să le enerveze pe Sindarin. Se mai plimbă papi, poate rotește acum chiar un mid și a pus un clarity pe el. Așteaptă, cred că vrea să blocheze acolo, a blocat campul. Să nu mai spawneze, dacă se întâlnește aici cu Enchantress, o să o harasese puțin. Are heal, deci nu cred că e o problemă neapărat pentru Sindarin. Dar aici un battle în jungla asta. A rămas lane-ul 2v2. Da, papi și-a dat seama că nu are mare lucru ce să facă pe lane, nu pot să se ducă agresiv peste Alchemist și Rubik, două stunuri destul de periculos, așa că s-a dus să le enerveze pe amicul său Sindarin. Lucrau amândoi cu Toby la talk Dota, la talk show-ul acela pe care îl ținea Toby și cred că se cunosc destul de bine papi și cu Sindarin, își cunosc strategiile. Da, e posibil, amândoi sunt în industrie de mult timp și se cunosc, se harasează așa, prietenește sau mai puțin prietenește, dacă vine vorba că sunt adversari la urma lumei. Da, dacă ne uităm la farm, se pare că Mavi o duc destul de bine. Au top 3 farmers, bine, e abia minutul 3, nu ne putem decide neapărat. Cred că au un avantaj de... au chiar și un avantaj de XP, mă așteptam să aibă un avantaj de XP cei de la Mousepulse cu jungling Enchantress-ul ăla, dar aparent nu. Ar fi lăsat-o papi, poate... Da. Se duce Havoc și Black... l-a omorât gândăcioiul. Acel Geminate Attack a făcut toată treaba, avea pe el și un gândac, nu cred că a apucat să-l omoare oricum. Deci First Blood pentru Navi și cei de la Mousepulse au deja probleme. Când da. Offensive Trailer nu face First Blood, înseamnă că ceva nu e bine. Da, într-adevăr, și e destul de periculos Weaver-ul ăla, mai ales un Weaver farmat, e slippery, e sneaky, e foarte greu de bătut și, nu știu, vom vedea, a dat o fisură în față acolo papi pentru Enchantress, dar s-ar putea să a dat și stun-ul pe e el mort, și mort, cu... papi nu mai scapă de aici. Și cu satirul acela care a dat un burst cu Shockwave-ul, 126. S-a blocat singur, oarecum papi. Dar nu știu dacă se aștepta să fie acolo un surprise butt sex din partea lui Black, dar a rotit foarte bine și a fost un kill frumos pentru... Acum așa, își va lua boots Black, să se miște puțin mai repede și... A fost în continuare farmează 21 de creep, Darkseer 32, o mare parte probabil pe Engenei, dar... Da, observ că Coicva recuperează, are un micro bun la poia Engenei, a tras și agro-ul de la creep acolo, nu-i lasă să moară, îi iubește prea tare. Și nu știu, știm foarte bine că Coicva e un jucător foarte talentat și sunt chiar curioasă să văd ce o să scoată cu Broadmother-ul ăsta, ce o să inventeze. Momentan nu are prea multe de făcut decât să farmeze, să țină lane-ul în regulă. A ținut lane-ul cât mai încoace, atacă cu păinjenei puțin cât să facă agro, să nu se ducă în turnul lui creepy și am ratat un kill. S-a dus papi pe mid, a făcut un gank pe altul Devourer și Dendy a făcut un kill cu Lone Druid. E bine, totul merge bine. Care să zic, Dendy a făcut un kill cu Lone Druid. Da, am fost prea entuziasmat eu, ce puțin eram acolo captată de Broadmother și n-am mai fost atenți la ce s-a întâmplat pe mid, dar rotațiile din partea lui Papi sunt foarte bune. Pe Earthshaker-ul ăla pare că a încărcat aici Black Stun-ul și au pus gândrelul cu Rokai, da, i-a dat stun de 3 secunde, cu toate astea avea un wand. Și a murit. Weaver reușește să-l culeagă pe Rubik, moare și cu Rokai. Havoc vrea mai mult, îl va lua probabil pe Sindarin, încă o bucată și a murit Sindarin. Se va duce oareși după Black, Havoc nu, rămâne aici. Da. Va lua bucata asta de... Nu și, va lua bucata aia. Și e un killing spree și un double kill pe Havoc. Vezi, joacă acum un carry cu care nu poate să facă throws așa de ușor. Are prea mult escape. E greu să mai fideze cu Weaver. Glumim, desigur, Havoc e un carry bun, da. De ce nu să mai râdem, glumim. Îl harasează aici pe Black, nu
Nu pare că o duce prea bine Black, are doar 7 clip meciul ăsta. A băgat în Grievous Grid, cum se numește acum, dar nu cred că e destul pentru el. Să mă uit la goal per minute. Da, Weaver-ul conduce detașat la goal per minute. Cel mai sus e Broadmother. E o inițiere aici pe Papi, a dat un stun să scape și cred că va fi un fel de counter initiation. Kurokai aproape l-a luat pe Sindarin. Și da, ursului Dandy face treaba aici, a dat și un entangle cu puțin noroc și cred că-l vor și pe fata acum. E slow kill, se duce ursul, așteaptă un entangle, Dandy se roagă, dar nu va veni. Fata se plimbă pe acolo, a primit vreo 5-6 bucăți, acum Pas încearcă chiar să fie agresiv, dă stun-ul pe urs, vine un solo, s-am și ne ia jumate din viață lui Pas. Ursul stă aici, se poate să moară, vine Papi, dă foarte bine fisura, A dat se bagă în un pământ imprisonment fata acolo. și scapă. Scapă toată lumea, nu se produce niciun kill. Toată lumea Da. se retrage, Kurokai se duce în baza, mai are doar 21 mana. Au încercat acolo pe Earthshaker și ea cam... Nu a mers prea bine pentru Mouseports inițierea. Au fost mai multe pierderi în rândul lor decât în rândul celor de la Navi. Foarte bine a venit Dandy acolo cu ursul. A prins și un Și entangle Havos norocos. aici mai face un kill, dă ultimata, dă shukuchi și scapă. Face un kill solo pe Black. Black, săracu. Să dăm aici la last hits. 11 last hit-uri față de cele 48 ale lui Havost. Da, Da, pare dacă... că Navi și-a revenit cât de cât după meciul cu Fnatic, pare că vor măcar o victorie aici în fața celor de la Mousesports. Da, într-adevăr, dacă să ne uităm la și la Gold per Minute, alchemistul, cunoscut ca farmerul cel mai bun, cel mai greedy erou, foarte mult gold în general pentru el, are abia 179 gold per minute. El cu Earthshaker se bat acolo pentru locul ăla. În schimb, Havos are 470 ceva gold per minute și cu toate kill-urile pe care le-a făcut niciunul de mirare, are un Ogre Clubs, ar putea merge pe un BKB dacă asta își dorește. Probabil va merge în direcția asta să poată să dea tot damage-ul fără nicio problemă. Și la cum îi merge farm-ul, probabil nu-l va termina foarte greu. Ar putea să facă și un Heaven's Harbor, dar nu văd de ce nu există niciun pericol la damage din partea celor de la Mouseports prea curând. Black nu a farmat nimic, ca Auto Devourer poate să ajungă la un A anumit venit punct aici și dea. Black să-l gankeze pe Dandy, a prins stun-ul, ieși în acid spray, să vedem dacă prinde un entangle norocos, Da, l-a ridic ridicat și Rubick. Karthus. Da, se pare că s-a făcut kill pe Dandy, au venit și Creepy acolo să dea o mână de ajutor. Creepy venit și Huntress. Da, e bine pentru Mouseports, e bine ceea ce încearcă să-i oprească farmul lui Dandy și asta e destul de important, mai ales când joacă un erou de genul ăsta care poate să facă diferența. Cred că i-au pus gând rău și lui Havost acum, să vedem dacă au detection. Dar nu au detection, deci degeaba încearcă să-l bată pe Havost acolo. Nu au nici smoke, nici warduri. Doar s-au întors pe lane, vor să farmeze. Black a dat Da. ultimata, s-a speriat. Havo se duce, mai dă niște harass și A dă dat și și ultima ultimata dată acolo. să-și recapete viața, nicio problemă. Revine la farm. Da, sunt puțin dezamăgită de fata jocul ăsta. Bine, nici nu prea a avut ce face. A fost într-adevăr un match potrivit pentru el, acel Lone Druid mid. Dar încearcă să-și termine power trade-ul curând aici și poate o să-l mai ajute cât de cât. Panic ajunge la 91 de creepy, farmează aici toți pe ingineri lui Kioșcva. Și nu l-a deranjat nimeni pe Panic până acum. Se apropie de mecanți destul de tare. Are și Arcane pe el. Da, Coicoa cred că o să meargă pe un Orchid. Are acolo două Sage's Mask pentru regen și își ține toți penzinii acolo stashuiți departe de Fanny care probabil va lua turnul ăsta. Poate nu acum, dar data viitoare sigur. Sigur, da, fata între timp e inițiat pe mid, a dat și papii un totem, s-a întors situația în favoarea lui Mouseports, a murit acolo, a murit Papi și îl vor și pe Dandy, din păcate a dat stun-ul deja Black, au prins ursul cu o plasă,
valorează 300 de gold, Ursus, să ne amintim, nu e de colo, 300 de gold. Counter Initiation a venit și a fost aici pe Black și l-au ridicat, dar nu cred că o să mai facă nimic aici. Nu, n-ar fi meritat să facă dive în turn, dar turnul ăsta nu cred că o să mai stea mult. E Pentru un Havost. fight pe mid aici, toată lumea adunată. Pentru Havost orice dive merită. Cred că s-ar fi dus fără nicio problemă după el. Cred că urla papi după el să nu se ducă, altfel nu văd de ce Probabil, s-ar fi probabil. oprit. Zice, ai Dar se 4 cu apropie 0, de nu te decade. duce, nu te duce. Da, se apropie și e bine pentru el. Va putea să fie și mai reckless, să nu aibă probleme acolo. Dar e 6-5, Mouseport s-a început să recupereze, să se folosească de eroii pe care i-au. Rubicu a jucat în special destul de bine fazele. I-a ridicat și le-a cam stricat poziționarea celor de la Navi. Între timp vor să ia turnul sus, din câte se pare. Iar Mouse, cred că fata se va duce pe mid să facă un trade. Fanic în continuare jos, nu se întâmplă nimic, i-a venit tot mecanismul, l-a terminat minutul 12. Black tocmai a Kyojwa mâncat a strâns stun. aici niște păianjeni, cred că vrea să prindă, a picat turnul de sus, a picat turnul de pe mid. Vine Black cu un stun încărcat aici pe Fanic, să vedem dacă o să apuce să-l dea. Da, l-a dat, l-a mâncat fix Stand în de level search. maxim, a dat mecanism Fanic înainte să apuce să dea surge, pas aici, vine și el, pune wall-ul jos, Fanic încearcă să scape, încearcă acum să facă un kill și nu se întâmplă nimic, ca Fanic moare pentru fără a lua Frumos, nimic de el. frumoasă mobilizare de forțe pentru Mouseports, așa atâta ură pe Darkseer-ul ăla, dar a meritat pentru ei. Broadmother-ul începe să recupereze și el, și-a terminat și al doilea Oblivion Staff, mai are foarte puțin până la Orchid. Și cu push-ul aici a venit și Sindarin să ajute, cred că vor să ia turn, au o armată de păienjenei, au un centaur care are și aura aceea de attack speed. Nu are nevoie de foarte mult timp Broadmother ca să ia un turn. Deja 30 de secunde și turnul Vin a plecat. TP-urile, vin Vin niște TP-urile. TP-uri, vine Havos în invis, îl vrea pe Sindarin. Nu a băgat încă în untouchable, Havos se va duce la Harasa, încă un șupuci și încă o bucată acum. A venit heal-ul. S-ar putea să scape aici Sindarin și într-adevăr a scăpat, nu se mai duce Havos. Se duce după fata puține și ursul lui Dandy aici, dar Dandy mult în Nu e spate. în deny range, să vedem dacă o să reușească. N-a Îl reușit. ia Dandy, avea Prea demolish mult pe urs. demolish. Da, într-adevăr, alchemistul și-a luat niște faceboots. E un build normal dacă vrei să prindi stun-ul ăla și să fugărești pe hartă cât mai mult. Black probabil e conștient de faptul că nu prea are ce să facă altceva. L-a prins pas pe Kurokai sus, dar era și... A venit și Black Vine acolo. și Black aici, inițiază, dă papi ultimata, pas, scapă cu 7 HP, dar Black nu va fi la fel de norocos. Vine Nu, Souls. a venit Soul Assumption acolo. Da, a fost cam nefericit pentru Mouseports. Faza asta a fost cam nefericită, mai ales că l-au ales pe Visage, care are și armura aia. E foarte greu să-l dai jos. E corect, corect. Dar uite că Broadmother începe să recupereze la gold per minute și a făcut acolo baza jos. S-a dus și la Ancients. S-a mai distrat și pe acolo puțin. Are bani de orchid, acum poate să și-l aducă imediat. Da, vreau să văd ce poate Coipa cu acest Broadmother. N-am văzut un Broadmother care să facă ceva într-un match, nici măcar în vechiul meta, când se juca Broadmother toată ziua, toată noaptea. Sau să vedem dacă o să... Au pus un sentry să vedem dacă o să-l bată și pe Havost. Și-a dat ultimata și nu cred că o să mai aibă ce să-i facă. A dat Orchid acum, a dat KB-ul Havost, îl vrea pe pas, a dat și gândăcei, se duce după el. Da, se pare că pas va scăpa, nu știu dacă e destul Soul Assumption ca să-l bată și cred că se vor mulțumi cu turnul ăsta cei de la Navi, în cazul în care vor fi lăsați asta. A luat Shukuchi pas, se poate plimba în vista acolo puțin, mai poate Hara sa. Nu
Între timp, cei de la Maus nu prea au răspuns pentru turnul ăsta. Cred că acum a venit un TP. A Dă un venit TP, vor încerca să fata. facă un counter initiation aici. Fata dă ultimata, nu Ultimata poate cam să dea pe ratată. Papi. Au dat mai mult damage pe Papi, că avea pe el Orchid-ul, dar nu a reușit să de-abia l-a dus la 100 HP. Departe de a muri Papi. Și se Da. retrag cei de la Navi. Au pus destulă presiune pe turn, se duc mai Da, Dandy e sus acolo. Farmează, s-ar putea să vrea și el să mai pune niște presiune pe turnul ăla. A venit un javelin Cred că a fost crezi că va puțin merge pe lag pe Basher? stream. Cred că e puțin lag pe stream, îmi pare rău. Cred că mi s-a încins puțin calculatorul. Sper să nu avem probleme pe viitor. Da, sperăm cu toții asta. Avem un gem pentru visaj. E și javelinul ăla pe Spirit Bear. Cred că vrea un basher destul de rapid. Interesant, interesant cum joacă Dandy pe Long Druid. Nu joacă mulți jucători de Long Druid în felul ăsta. De asta e și foarte refreshing, așa să-l vedem, dar cred că o să se ducă, s-a dus pas în Shukuchi, are și Sindarin un Dark Troll după el. Are un TP la el, Dandy s-a băgat aici între copaci și a scăpat. A scăpat și a dat un imprisonment acolo, probabil Misclick vrea să-l dea pe Dandy și îl spama acolo, dădea cu click-ul și hotkey-ul. Da, nefericit pentru Mousesports gankul ăsta, a scăpat Dandy bine între copaci acolo. Și Havoc jos, se duce după Kyochwa. Dă gândaci, se duce în Shukuchi, o bucată, încă două bucăți. Kyochwa își bagă ultimata. Da, Dacă a destul apucat să de... folosească Orchid, cred că făcea kill aici pe Havoc, dar nu a apucat. Havoc E fuge pas după bătălia el. Shukuchiului acolo. Pas cu Între Shukuchi timp am fuge pe ratat un Havoc. kill sus. Da. Au reușit să-l culeagă pe Sindarin, cei de la Navi. Putem să ne imaginăm cum s-a întâmplat. Erau outnumbered, erau acolo 3 de la Navi și doar 2 de la Mousesports. Iar Black nu cred că vrea să se sacrifice viața ca să salveze un suport. Și e mai bine așa, ce-i drept. Da, a maxat acum și Grievous Grid-ul. Probabil chiar are nevoie de farm. S-au dus după el, s-au dus să-l caute prin pădure și ar putea să-l și găsească. Da, l-a văzut acolo Kurokai, i-a dat slow, au venit întăririle pentru Black, un Vacuum a încercat să-l tragă acolo înapoi. Cred că vor fugi cei de la Mousesports, nu cred că ar vrea să se bată în momentul ăsta. Și din nou nu se întâmplă nimic, s-au tatonat puțin. Se retrag ambele echipe liniștite. Navi pare că va lua turnul de sus. Mousesports se mulțumește să mai pună puțin farm pe Black. Și cred că va fi îndeajuns pentru ei. Da, cred că vor lua turnul aici sus, nu văd de ce nu o să mai vină să-l conteste cei de la Mousesports. Havoc s-a mutat jos și a luat și el un Javelin. Bănuiesc că va juca la MKB, nu cred că va face totuși Basher pe Weaver. Ar fi într-adevăr o premieră. Ar fi frumos, ar fi ceva frumos. Între timp, Broodmother farmează cu PNJ-nei, farmează toată pădurea și împinge și lane între timp. E Havost aici să nu lase să fie prea nebun pe lane. A venit basher-ul lui Londruid, Dandy nu se joacă, dar a venit și Shadowblade-ul pentru Black. Va fi mai ușor pentru el acum să facă pick-off-uri, mai ales că a maxat și stun-ul acolo. Să vedem dacă vor încerca să facă ceva aici cei de la Mousesports. Black deja se dă B, deci probabil nu va ieși nimica, doar vor apăra. Havoc stă aici, apără turnul, Kyochwa stă și tot încearcă, bate la ușă, dar nu reușește. Măcar mai face niște farm, mai face niște XP. Da, e al Și doilea farmer al meciului. Coicva ca gold per minute, dacă ar fi să ne uităm la asta în spatele lui Weaver.
Ciudat, ciudat, alchimistul nu se află deloc pe la topul clasamentului. S-a dat acolo un vacuum pe pas și un slow. Să vedem dacă o să scape, nu mai are Shukuchi. A scăpat totuși, dar turul nu cred că mai scapă. Vine și Sindarin. Bine, și Sindarin și aduce 2 creep, încearcă aici un defense și el la navi se dă imediat B. Papi cred că vrea să dea ultimata aici în Kyoshu, a pus jos sentry-ul, l-a prins. Să vedem dacă va folosi, i-a dat un silence foarte bun Kyoshu acolo lui Papi, a dat ultimata, încearcă să mai ia niște life steal și poate îl va lua pe Papi, l-a luat pe Papi. Și Dacă dacă și scapă scapă, Kyoshu. e într-adevăr extraordinar. A ratat Kurokai, a ratat stun-ul cu familiarii. Dar nu mai Să sunt vedem, are o pânze. pânză aici. Pune o pânză jos Kyoshu și pare că a scăpat, nu mai e niciun sentry, nu mai e Își niciun dă un last. TP aici din pit. Un joc foarte bun. Și pas a furat iar Shukuchi. Da, a jucat foarte bine faza asta. Koikva a jucat-o între doi și a reușit să facă kill pe Earthshaker acolo. Foarte bine. Și între timp nu pierde vremea, s-a dus acolo cu PNJ-nei, a făcut chiar un pull acolo. Ar fi farmat două campuri în același timp. Da, un joc bun pe Broadmother. Aștept mai multe de la Koikva în meciul ăsta. Între timp, Dendi și Navi s-au grupat mid, cred că chiar vor turnul ăla. Nu știu dacă cei de la Mouse vor să îi lase să-l aibă. Sunt aici, e și Pass, e și Auto Devourer. Pass are și Shukuchi, reușește să scape. A Dar picat până turnul la urmă. totuși a picat. Și Havo s-a mutat sus, mai face niște defense sus. Nu e bine să lași pe Kyoshua să împingă turnul, mai are puțin și face și el BKB încă vreo 700 gold. Și Kyoshua va continua să preseze aici jos. Între timp, Black se joacă cu Havost. A prins un stand destul de lung, Havost dă ultimata, dă Shukuchi și s-a întors situația. L-a trimis imediat înapoi pe Black. Black totuși mai încearcă o dată o inițiere. Havost să vedem dacă va ieși de aici. Și a luat stun-ul în cap, Black, l-am auzit. Da, l-am auzit, l-am și văzut. Cei de la Navi s-au grupat acolo, l-au trimis pe Darkseer să meargă jos. S-adevărul e că Broadmother făcea un push destul de puternic, destul de susținut acolo pe lane-ul de jos. Mai are foarte puțin și își termină BKB-ul, mai are 200 gold aproape acum. Și își termină BKB-ul și Broadmother și va fi mult mai periculos atunci. Să vedem ce se întâmplă. Cei de la Navi iubesc foarte tare acest lane, midul, și nu pare că vor să plece de acolo, nu prea să dau duș. A dat un smoke acum. Încearcă să găsească un pick-off ceva în junglă. S-ar putea să-l găsească, pasare și cuci, nu prea pasă și cred că nu prea pasă. Aha, am făcut un alt joc de cuvinte șmecher. Îl prinde dar... Fanic, știa unde e, vine un stun, pas. Mai dă un Shukuchi, dar e luat de solo Sunshine lucrurile. Au avut mare noroc cei de la Navi că aveau ward-ul acesta ofensiv push aici, spus aici au știut exact unde e pas. Că... Da, o să... Și Kurokai avea oricum gem, deci n-ar fi scăpat la faza aceasta. Într-adevăr, oricum pare că o să profite Navi de ocazie, de pick-off-ul ăla Rubik. Într-adevăr a fost un jucător cheie pentru Mousesports până acum, a făcut niște play-uri destul de bune. O să iei turnul ăsta, nu o să-l conteste, sunt doar 2 pe mid. Black încă încearcă să farmeze acolo pe lane, în timp ce Broadmother controlează jungla adversă și lane-ul de jos pare că nu are prea multe probleme. A venit Havost aici să mai conteste ceva. Cred că se vor duce la Roshan, așa pare. N-avem un medalion, ceea ce e cam dubios pentru Navi în momentul de față. Da, Kurokai a hotărât să-și ia acel point booster, o să joace la Ganim mai târziu, dar a sărit peste medalion și ar fost foarte bun să facă un Roshan early. Da, au și renunțat acum la idee pentru moment cei de la Navi. Koiva s-a dus acolo la acei Ancients și uite că a venit dagger-ul pe Papi. Foarte interesant, în general nu prea vezi un supporter shaker să
să farmeze dagger-ul chiar atât de repede. Bine, minutul 26 e drept, dar e un item important, mai ales dacă sare cu ultima ta aia, care va sări din PNJ, dacă va sări în Spider Lynch cu ea și între câțiva eroi, cred că va da foarte mult damage. Bine, Broadmother are curând și BKB-ul, deci nu va fi chiar o problemă majoră pentru ea. L-a terminat acum, dacă îl vrea, trebuie doar să îl cumpere și l aducă. Și va deveni mult mai periculoasă Broadmother. Are și level 16. Nu știu câți eroi mai au level 16 pe hartă. Putem să verificăm Niciunul. că de asta ne-a lăsat Deci... Valve cu atestațiuri. Da, într-adevăr, e o dominanță la level pentru Broodmother. E destul de normal, n-a fost deranjată foarte tare pe lane-ul ăsta. Acum Havos pare că vrea să facă ceva și au cam încolțit-o acolo, au sărit din toate părțile. A sărit Papi cu dagger-ul acela, a dat și ultimata și Nu au mai avea cum crescut. să scape Koigva la faza asta. A fost toată echipa lui Navi a fost pe el. Au văzut că avea un avans destul de mare. Bine, adevărul e că își luase BKB-ul, nu a pierdut atât de mulți bani și BKB-ul vine și pentru Black. Și nu cred că e un avans foarte mare pentru Navi. Dacă ne uităm la Gold, e doar nici măcar 3000 Gold și XP-ul nici măcar 2000. Deci încă sunt șanse pentru Mousesports. A picat roșanul în mâinile Navi, e adevărat. Nu e o veste foarte bună. Dar rămâne să vedem. Black acolo a încercat să inițieze, doar că erau totuși 3. S-a dat și un dust pe el și viteza ursului e totuși superioară. O să vină acolo și familiarii lui Visage cu un stun, două stunuri poate. Sare Papi cu dagger, îl prinde din urmă. A apucat să-și dea invis Black, nu cred că mai au niciun das la ei cei de la Navi. Nu mai au, are. Nu mai avea gem? Avea gem la un moment dat, din câte mi-amintesc. E pe Weaver, e pe Ah, Havos ok, l-au Trevor. pus pe Havos. L-aveau pe Kurokai la un moment dat, chiar m-a mirat, dar foarte bine pentru Black. A murit Obsidian, Outworld Devourer, mă scuzați, la un moment dat. Am ratat L-a kill-ul. bătut Dendy, aparent. Da, și Dendi cred că merge spre Quirasola. Are un Hyperstone pe urs. Cel mai Și probabil, da. pare că merge în direcția Nu va face Mjolnir, nu are nevoie de chiar atât de mult damage. Cred că mai degrabă ar vrea să-și ajuste echipa cu un asalt cu Iras. aia. Dar ar fi bun, de ce nu, și pentru echipă și pentru Weaver. Eu tot aștept TG-ul ăla pe Weaver, Desolator, cum se numește acum. Nu. Am văzut Weaver în meciurile trecute, dar n-am văzut și eu un Desolator. Ar fi cazul. Și uite că jocul suporților farmați și Rubick a luat Blink Dagger. E important pentru el. E bine când ai Blink Dagger pe un suport ca Rubick, Blink dar Dagger lângă e mai tine. important pe Papi, Au inițiat care acolo pe prinde acum fata. un stun, wall, vacuum după această fisură, Kurokai e dominating pe Visage. Da, Prinde un un stun stun pe bun 2. pe 2 și un orchid acolo. A venit și Koigva la defense, nu mai avea rost să stea acolo. A sărit peste ei în bază Havos, l-a cules repede pe Enchantress, pe Sindarin, care se cumpără totuși înapoi. Încearcă Black să se ducă după Kurokai, prinde acolo un bash, Dendi mai prinde un Entangle și reușește să apere momentan. Oh, Îl a prinde sărit pe pas aici Papi cu Dendi. ultimata. Papi sare cu ultimata, Kyoshiko aproape a murit, acum a murit și el și Sindarin, care tocmai se cumpărase. Și da, cam un 5 la 0 cu toate buyback-urile care s-au dat cu tot ce s-a întâmplat acolo. Da, încercă un counter initiation aici, Black, dar o să-și ia stun în cap, nu a avut sorți de izbândă. E destul de împins, uite, au luat acolo și turnul. E destul de împins lane-ul de jos, și toate celelalte lane-uri sunt destul de împinse. Bine, nu că Navi n-ar duce-o bine, deja au lăsat baraca aia la jumătate de HP. Dar situația, după cum am spus, nu e foarte disperată pentru Mousesports. Văd că s-au ocupat și ei de turnuri, nu au lăsat ca Navi să domine harta în halul ăla, deși la kill-uri situația e puțin alta, și la levele, și la farm. Într-adevăr, uite și un Sivas pe
item așa vin ca pe bandă, un Shivas pe Darkseer și un Aghanim pe Visage. Și are și Blink Dagger, Darkseer poate să inițieze acum foarte ușor, sare cu Blink Dagger și iată pe Yanjeni și cu Shiva și cu Iron Shell. Fanic farmează tot ce prinde pe hartă, are 255 de creepy. Da, a scăpat acolo și coicva cu un TP, a venit cu irasul pentru Lone Druid. Da, e greu. E greu pentru Mousehorn să mai revină din punctul ăsta, mai ales în condițiile de față. A crescut și gold lead-ul celor de la Navi la Zendi prinde 7500. aici un bash pe Fata, a prins și un Entangle, un Entangle foarte norocos, încă un bash, continuă să alerge, încă un bash, dă foarte greu damage chiar cu, assault, cu acel assault cu Iraz, dar vine acum și Fanic și reușește să ia kill-ul pe Fata. Da, o să le dea de gândit jucătorilor și capitanilor, mai ales match-up-ul ăsta. Adică, înainte să ia Outworld Devourer, probabil o să gândească, uite, a murit și Alchemist acolo. O să se gândească de două ori. A sărit Papi în pas, l-a ridicat bine acolo, dar nu cred că va mai scăpa. A dat și ultimata, doar așa ca să... for the lols, ca să facă kill-ul acesta și e clar, vor fi Rex la faza asta. Poate chiar mai mult. Broadmother nu are cum să apere singură. Au dat Fortify-ul ăla, dar Mălirea X vor pica, nu ca sigur. Între timp a făcut Weaver un double kill jos. A pierdut Aegis-ul pentru asta, dar a meritat. Și a Și venit pleacă anunță GG-ul. GG-ul. Și-au Da. dat seama, nu mai avea ce face din punctul ăsta. Într-adevăr, 20 la 7. A fost un meci destul de greu pentru Mousesports și au ales și o strategie destul de riscantă. Cu acel Broadmother pe care nu vedem foarte des, deși putem să știm că Broadmother și-a făcut treaba, dar OD nu prea și-a făcut treaba în meciul ăsta, l-a dominat Dandy Mid și am văzut că Lone Druid chiar e un counter bun pentru OD. După cum am spus, probabil echipele se vor gândi de două ori înainte să-l ia, poate vor da un ban pentru Lone Druid înainte. Vom vedea meciul 2 ce vor să facă echipele. Revenim imediat cu meciul 2.